ca să nu vă întrerup, acum vă dau cuvântul să enumerați ce aveați de spus. Dacă uit eu, mai completează domnul vicepreședinte. Deci, odată, noi am fost la Colegiul Pontifical de Propaganda FIDE, unde, așa cum v-am spus, Vasile Lucaciu și inclusiv fiul lui Epomenon au fost studenți. Studenți, da. Așa. Pe urmă, de asemenea, am făcut o vizită în arhivele istorice Propaganda FIDE, extrem de interesante, unde am văzut documente extraordinar de importante și din toată geografia lumii, nu doar din Europa sau legate strict de Vatican. Și acolo am avut o întâlnire foarte interesantă cu directorul arhivelor Propaganda FIDE. Pe urmă, a avut loc o întâlnire cu arhiepiscopul Rinu Fisichela, care este în același timp și rectorul unei importante universități ale statului, Universității Gregoriana, și colegii noștri de la universitate au perfectat un protocol de colaborare academică, probabil inclusiv doctorate în cotutelă cu această universitate. E și acesta un lucru foarte important, foarte important pentru noi. În urmă, audiența la Sfântul Părinte Francisc a fost specială pentru noi. Am stat, dacă vreți, chiar înaintea bazilicei, nu? Unde? Pe esplanadă. Pe esplanadă. Și am fost doar trei grupuri favorizate pentru fotografie cu Papa. Și în piață, în piața San Pedro, erau vreo 25-30 de mii de oameni, toți delegați, că acolo nu faci așa cum vrei tu, e ca la nuntă. Sunt lucruri extrem de organizate și pe bună dreptate. Deci, iată numai câteva din aceste referi. Sigur că am vizitat și Bazilica și am văzut și perla lumii lui Traian, nu? Columna lui Traian. Am văzut și care nu mai era luminată. Deci a fost, am îmbinat oarecum în timp liber astfel de întâlniri. Deci, din punctul meu de vedere, cred că a fost Ordinul Cavalerilor de Malta. O vizită tot așa, nu toată delegația, dar personal am fost. Da. Puțin știu că Vasile Lucaciu a avut și el o relație cu Cavalerii de Malta. Da. Aceasta este o instituție, sigur, aparține lumii catolice, dar care face gesturi umanitare, da. În toată lumea, inclusiv în România. Avem și în Marea Mare, să știți. În Baia Mare, da. Sunt Vorbit cu reprezentanții de acolo despre filiala din Marea Mureș. Acum, una peste alta, până la urmă, vizitele am fost foarte bine primiți peste tot. Este foarte important să continuăm această deschidere pe care am văzut-o la partenerii noștri și să concretizăm în promovarea unor acorduri de cooperare interinstituționale. Prin aceste acorduri să putem să venim cu anumite proiecte, soluții, dacă vorbim de Ordinul Cavalerilor de Malta, în zona socială sau a persoanelor cu dizabilități, acolo unde au o activitate destul de intensă. Pe partea cealaltă, cu statul Vatican, în diverse proiecte pe care să le punem în practică, pentru că noi le-am explicat, Maramureșul, până la urmă, vrem, nu vrem, este un județ în care comunitatea greco-catolică, comunitatea catolică este foarte bine reprezentată și trebuie să avem inițiativă și în acest sens, să vedem ce putem să facem. Sigur că istoria, da, și rememorarea ei este foarte interesantă și importantă, dar România anului 100 de la Marea Unire nu se prezintă. Noi vorbim despre vizionarism, despre unitate, despre solidaritate. Ori acestea nu se regăsesc acum. Nu, vorbim despre unirea celor trei provincii mari românești.
N-avem o autostradă care să le lege, n-avem infrastructură. E bine că avem datele istorice și e bine să le ducem și pe acestea să le facem cunoscute. Dar poate că ar fi trebuit în anii aceștia să se fi întâmplat ceva frumos și bun pentru națiunea română, pentru identitatea ei, pentru că trăim acum într-o lume globală din care începem să ne pierdem identitatea. De acord cu dumneavoastră, doar că noi, cel puțin la Consiliul Județean Maramureș, am încercat să gândim anumite proiecte pe zona de competența noastră. Și atunci, sigur, nu putem să facem autostrăzi, dar ne-am luat ca și obiectiv principal să reabilităm, să contribuim la reabilitarea casei memoriale George Pop de Băsești. Era păcat să nu fie. În același timp, am vorbit despre unire și unitate. Prin proiectele pe care le derulăm noi am încercat să aducem la aceeași masă oameni din cele mai importante categorii profesionale, pilonii acestei societăți, a Maramureșului, mediul intelectual, cultele religioase și administrația, până la urmă, locală sau județeană. Ori, asemenea proiecte, cred că ne dau încredere și ne dau puterea să mergem mai departe, să încercăm să stăm la masă și să vedem ce putem să facem, cum putem să îmbunătățim viața celor care probabil și-au pus într-un fel sau altul speranțe. Unii în cei din administrație, alții studenții se duc la universități la și încearcă să studieze și să le prezentăm lucruri bazate pe modele de bune practici. Am spus-o, în Maramureș, chiar dacă suntem o administrație județeană așa mai tânără, să zicem, mai colorată, dar am încercat să aducem respectul și recunoștința noastră și pentru cei care au săvârșit anumite fapte și ne-au făcut să fim astăzi aici la masă cu toți împreună, dar în același timp să ne inspirăm și din modelele pe care le avem lângă noi, cum este domnul profesor Bârlea, cum sunt ceilalți colegi și consilieri județeni, domnul Ardelean, domnul Rohean, care au experiență, expertiză vastă în anumite domenii și să încercăm pe partea cealaltă, relaționarea cu mediul universitar sau cultele religioase, să ne inspirăm și să apreciem activitatea pe care o desfășoară aceste personalități pe care le avem lângă noi și să învățăm. Ați fost și la Chișinău. Cum s-a văzut România de la Chișinău și cum se vede Chișinău din România? Să știți că și Chișinău a fost un proiect destul de interesant, foarte de suflet pentru noi, pentru cei care am participat. Și v-aș spune un lucru care pe mine cel puțin m-a impresionat. De fapt, toată manifestarea de la Chișinău dedicată centenarului Marii Uniri, Centenar Fest, a fost organizată de către o entitate privată, o asociație, care a reușit să capaciteze și să mobilizeze peste 20 de consilii județene din România și câteva zeci de administrații locale din Moldova. Și să vedem că ne-au pus pe un câmp de solidaritate în centrul etnocultural Vatra. Au fost peste 20-25.000 de oameni care la un moment dat au strigat cu toții unire. Vrem unire. De la cei mai importanți artiști locali până la cei mai importanți și renumiți artiști din România, personalități din zona mediului intelectual, cultural. Am stat de vorbă cu marele compozitor Eugen Doga. Am schimbat câteva gânduri și ne-am gândit la anumite proiecte pe care le putem derula împreună. Deci, ca și o premieră la Chișinău, spre exemplu, că încerc să vă spun pe scurt modul de desfășurare a acestei activități, pe lângă produsele din gastronomia tradițională și pe lângă oferta artistică a colegilor de la Ansamblul Folclor Național Transilvania, în premieră am avut și un stand de carte. Am avut un stand de carte și să știți că a fost foarte bine receptat. Am fost invitat la o televiziune națională de la Chișinău, unde am lansat, dacă vreți, sau am relansat cartea Ochii Basarabiei a domnului Gheorghe Pârja și alte materiale
beletristice, dar nu neapărat cu conotații de acelea la care știm noi literatura beletristică, pe teme istorice și cu promovarea personalităților care au contribuit decisiv la florirea actului Marii Unirii. Cum erau ochii Basarabiei? Da, ochii la înlăcrimați. Erau în lacrimi, erau... Parte, da. Oricum, umbriți. Eu am avut onoarea să fiu la Chișinău de ziua limbii române, nu într-un proiect al Consiliului Județean, ci ale editurii Proema, care a participat cu un ștand foarte important de carte la un târg internațional de carte de la Chișinău. Am avut și eu și poetul și jurnalistul Gheorghe Pârja ocazia să vorbim în Parcul Scriitorilor de Ziua Limbii Române, unde celebram limba română. E o sărbătoare concomitentă și în Basarabia și în, și în România. Da? Și în România. Mi-am dat votul, de altfel, când eram senator pentru această sărbătoare. Nu au fost așa de mulți români pe când ne-am așteptat, pentru că și acolo realitatea politică este una extrem de contencioasă și complicată. Dar am văzut inimi puternice, scriitori, oameni simpli, care trăiesc cu demnitatea apartenența lor la neamul românesc. Și cum zice Eminescu, suntem români și punctul. Și acest lucru este de natură să ne încurajeze că românii de acolo n-au intrat în disoluție, în pofida aproape două secole de deznaționalizare și de mancurtizare. Mulți, din păcate, resimt în codul lor genetic această înstrăinare și sunt așa, asimilați unei ideologii străine. Eu încă am convingerea că și de acum încolo toți mari intelectuali ai Basarabiei vor fi luptătorii de frunte. Ei au fost eroi ai limbii române în 1989, când au impus schimbarea în Constituție. Și eu eram atunci pe la Iași și plângeam văzând la televizor bătăliile pentru limba română. Ei ne-au oferit primul exemplu că revoluția lor pentru limba română a fost anterioară revoluției noastre din 1989 și de aceea ori de câte ori am ocazia elogiez și curajul și demnitatea acestora. Aș reveni la inventarul pe care l-a făcut sumar domnul vicepreședinte. Sigur, am fost în Comisia Centenarul. Au fost foarte multe proiecte, unele mai mult, altele mai puțin semnificative. Am încercat așa, printr-o strategie, dacă vreți, să încurajăm manifestările aceasta pe considerentul că n-ar trebui să fie localitate unde să nu vibreze semnificația acestui eveniment. Nu toate evenimentele au fost reușite. Eu personal însă am participat la câteva foarte reușite. Dacă vreți, începând cu domnul vicepreședinte a prefațat anul în 24 ianuarie, pentru că trebuie să legăm aceste repere istorice. Am fost la Șișești, la aniversându-l pe Vasile Lucaci. Urmă a fost la Șișești o manifestare extraordinară cu participare a 1200... La Băsești. 1228 de tineri. Cifra în sine este... Câți au fost delegați în credențional la Alba Iulia. Au avut loc câteva manifestări sub semnul centenarului importante, care uniuni științifice. La Săliște, la Dragomirești, la Giulești. La Desești. Și iată, ultima la care eu am participat a fost la Desești, unde am vorbit despre Marea Mureș și unire, o problemă încă nu pe deplin lămurită. Și dar în ce măsură a fost sau n-a fost sacrificată oarecum pentru interese mai înalte partea de dincolo de Tisa? Avem de dat un răspuns și eu știți bine că am îndrăznit să ridic această problemă, nu ca sub forma unei revendicări, ci sub forma unei probleme istorice, la care încă nu avem răspunsul potrivit. Deci s-au făcut câteva lucruri. Sigur, țara a întârziat. Nepermis. Guvernul a întârziat că abia din iunie. Putem vorbi de... Abia din iunie guvernul României a alocat fonduri. Și nu totdeauna. Am văzut aseară la televizor casa lui Duiru Zamfirescu este în paragine. Păi nu e posibil. I s-a făcut foarte bine la Baia Mare și îl completez eu pe domnul vicepreședinte, care e și președinte pe NCSD, că s-a făcut un bust al Omeniu și s-a inaugurat în absența noastră. Este un lucru bun. E bine să ne populăm peisajele cu modele
pe care le avem noi în istorie. Dar sigur că asta nu înseamnă că nu avem restanțe, așa cum ați vorbit. Că foarte mult zice, băi, nu cumva n-ar trebui să restrângeți cheltuielile uneori așa pe chestii nesemnificative și băi, facem un spital și îl dedicăm unirii sau un doctor unionist. Aici, la capitolul acesta, strategia la scară națională, nu vorbesc despre că aici încercăm să facem niște eforturi. Altă lumea aștepta mai mult. Nu prea strategie la nivel mai mult și o implicare, cum să spun, mai ales eu pe componenta științifică, vă spun că aștept și sunt sigur că istoricii noștri și Academia Română lucrează la valorificarea documentului istoric într-o manieră necesară în acest moment, când încă unii mai reclamă așa cu agresivitate nepermisă Trianon. Și ce-am văzut acum venind în alte instanțe politice în Ungaria este scandalos și aștept și eu ca și cetățean și ca patriot român o reacție pe măsură și din partea guvernului și nu numai a guvernului României, în primul rând, că despre asta vorbim, că erau demnitari. Pentru că ar fi păcat să se altereze un climat, cum se spun, de înțelepciune care cum să transcende guvernelor. De bună înțelegere în Transilvania între români și ungari. Acum, sigur că nostalgie au mulți chestia asta, dar nostalgiile acelea le consider, cum să spun, excesele unora care nu înțeleg deloc mecanismul. Eu vreau să vă întreb pe amândoi, cum ar trebui să se prezinte România în anul 100 al centenarului Marii Uniri? Ca o lecție de istorie sau ca o lecție de pragmatism politic? Aș îndrăzni să spun că ar trebui să fie și una și alta. Ar trebui să facem așa o cooperare între cele două chestiuni pe care dumneavoastră le-ați enumerat și trebuie să fim și pragmatici și în sensul în care dumneavoastră ați spus că nu avem un plan de țară, n-am avut un plan de țară pentru anul centenar. Am fi putut să-l avem, sigur. Nu știu dacă tot ceea ce ține de infrastructură, de a lega cele trei provincii, cum se tot discută, prin autostrăzi, s-ar fi putut face în anul acesta. Ar fi trebuit să fim pragmatici și să plecăm... Nu, am zis că în cei 100 de ani să plecăm un pic mai din timp, să fim un pic vizionari, să înțelegem că vine anul centenar și trebuie să fim cu ceva... Pot compensa... Vorbeam de vizionarism și uite că nu ne găsește... Noi n-am avut viziunea sau cei care au fost la putere și sunt în continuare, n-au avut probabil viziunea să vină cu acest proiect de țară. Sigur, au venit cu acest proiect dedicat centenarului, cu alocarea unor sume din bugetul de stat. La fel cum am venit și noi în zona administrației județene sau alți colegi din administrația locală, în care s-au alocat anumite sume cu destinație specială pentru a promova anumite manifestări culturale sau, știu eu, de orice altă natură științifice, pentru a promova sau a dezbate cât mai mult ideea aceasta de 100 de ani de România. Dacă stau bine să mă gândesc, până la urmă, noi cred că am reușit cât de cât să stârnim oarecum interesul și să ne facem cât de cât datoria față de ceea ce au însemnat înaintașii noștri. Sigur că este extrem, extrem de puțin. Ar fi trebuit să facem mult mai mult. Dar acestea sunt condițiile, aceasta este marfa cu care a trebuit să lucrăm și marja în care trebuie să ne încadrăm și nu știu ce s-ar fi putut face mai mult. Sigur, părerile sunt împărțite. Națiunea trebuie să fie unită, dar uite, din păcate, tinerii ne pleacă, suntem a doua țară după Siria ca migrație, nu mai au viziunea istorică, nu se mai predă istoria în școală. Ce facem ca să înțeleagă tânăra generație că suntem la 100 de ani de la Marea Unire și că s-au făcut niște eforturi în vreme de la
de acum 2000 de ani, cum zice Andrei Dragoș. Am avut surpriza plăcută să descoper români în străinătate care acolo resimt dorul de țară, mai da. Puternic sentimentul apartenenței la neamul lor, da, decât acasă. Și asta este un lucru bun. Nu suntem singurul popor care furniză migrație pe toate continentele lumii. Și italienii, să știți, că pleacă de acasă de la ei și ei, da, se plâng, da, și noi, și ei se plâng de rata foarte scăzută demografică. Și englezii pleacă în America. Sigur că noi trebuie să avem grijă. Noi trebuie să avem grijă noastră, da, să discute foarte serios. Vedeți, la nivelul Uniunii Europene, ce facem cu migrația care vine din țările foarte sărace și care e foarte agresivă și ridică probleme de integrare uriașe. Eu cred că aici factorul educație și școala are o datorie fundamentală, începând, dacă vreți, de la școala primară, terminând cu mediul academic. Eu nu vreau să ridic ziduri împotriva migrației și nici a opțiunii de realizare a oamenilor. Sunt chestiuni de, dacă vreți, sunt decizii intelectuale, sunt decizii de viață. Noi sunt oportunități, o problemă, sunt oportunități de realizare profesională. Trebuie să vedem mai nuanțat lucrurile. Preocuparea noastră trebuie să fie de a crea elemente de atractivitate pentru a rămâne. Va fi greu să concurăm cât câștigă un medic în Occident, deși acum aici se mai pot rezolva niște lucruri. Va fi greu să câștigă un muncitor în România cât în Anglia. Dar cred că, să spun, mai multă coerență în ceea ce facem la scară națională ne-ar putea ajuta să recuperăm restanțele și raterele care le-am avut, inclusiv în cei 28 de ani de pe 1989. Pentru că n-am știut să prioritizăm lucruri. Eu cunosc țări în Europa care au pornit cam de la același nivel ca și noi după 89, care au trecut și ele prin regimul comunist. Dar au știut să ia, cum spun, vectorii importanți. Autostrăzi. Și te duci în Slovacia și autostrăzi. Te duci în Croația, autostrăzi. Te duci în Slovenia, autostrăzi. Sau reformă. De ce au gândit ei? Pentru infrastructura rutieră, cum se spune, este așa ca în organismul uman ține locul venelor, unde circulă sângele, adică aici circulă economia. Astea sunt lucrurile și la capitolul acesta ne-au lipsit. E adevărat că și restanțele noastre au sturiașe. Noi aveam drumuri, le declarăm naționale și erau drumuri de țară, de fapt. Și acum avem, nu, probleme foarte mari. E bine că doar Maramureș ne apropiem încet, încet, cât de cât de a închide rezonabil infrastructură. Sperăm, domnul vicepreședinte, că facem Valeize, așa cum ne-am angajat. Dacă nu, ne dau oia, noi care suntem pe Valeize, ne oia rău de tot. La 1 decembrie 1918, drumul de la Baia Mare la Alba Iulia s-a făcut cu căruțele. În 2018, cum se va face drumul? Tot cu căruța? În 2018 se va face drumul de la Sighetul Marmației la Alba Iulia cu căruța. Asta tot așa într-un proiect pe care îl avem în desfășurare noi, cei de la Consiliul Județean, o reconstituire într-un mod simbolic, evident, a drumului Unirii. Sigur că maramureșenii n-au plecat cu căruța până la Alba Iulia, au venit cu căruța până în Baia Mare, de aici s-au îmbarcat în trenul și așa mai departe. Dar noi am scris acest proiect pentru a marca într-un mod simbolic și pentru a lega anumite comunități. Acesta este mesajul proiectului nostru și în data de 22 noiembrie, practic, o să marcăm data la care, 100 de ani de la data la care a avut loc adunarea populară de la Sighetul Marmației, când s-a hotărât și s-au ales reprezentanții pe colegii pentru a participa la Marea Unire, cei cu credențional. Și după ce vom marca acest moment, probabil avem, așa ca și ca și scenografie, o ședință comună a tuturor administrațiilor locale din zona Maramureșului istoric și apoi de acolo să pornim cu căruțele, urmând ca pe parcurs, pe traseu, pe itinerarul pe care îl vom parcurge până la Șomcuta să ni se alieze la convoi și alte căruțe din zona Codrului, zona Chioarului și apoi să
trecem în trecem dealul spre Zalău. O sută de ani de istorie nu se pot povesti în 50 de minute. Așteptați-vă să zic că unii că ne întoarcem la căruță. Dumneavoastră trebuie să spuneți că folosim căruța pentru un act simbolic. Așa este, să știți că deja unii cârcotași, dacă vreți, încearcă să găsească din orice proiect, să găsească anumite elemente cu care eu să vă ne... foarte mulțumesc că mi-a stat alături. O să mai vorbim de-a lungul acestui timp despre ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918. Le mulțumesc și telespectatorilor. Trebuie să știm, dragi telespectatori, că fiecare generație are timpul ei și prioritățile și oportunitățile ei. Dacă știm să le folosim, este foarte bine. Dacă nu, vine istoria peste noi. Să aveți o seară bună în continuare și ne vedem săptămâna viitoare cu o altă lecție de istorie. La revedere!